vreți așa, haideți să modifică de aici. Nu mai dau pe ăștia doi. De la 10 până la 91, cât sunt? 10 până la 91? Da. Ok. 81. N-ar trebui să mai calculez. 81 de numere. 28 de numere. 28? Că mai au două numere. Da? Deci, atent că aici este momentul care... A, și dacă puneam 3, erau 31 de numere. Nu știu dacă acela făcea parte din grup. Da, nu făcea. Am spus așa, 3 pe urmă 4. Era 3, 4, 7. Și nu era distanță de 3, da. Asta era de prisos. Mai bine, dacă puneți, puneți 1. Da. Deci, de ce am tăiat 2 din ei și v-am dat problemă. Haideți să ne ducem la altceva. Mai lucrăm și în alt model 100 împărțit la Y plus 1, Y plus 1 să vedem, sau nu mai facem din asta. Deci, asta cred că le-am prins, dar hai să bine. Facem încă unul. Facem încă unul. Nu mai vor, domn profesor, auzi. Da? Reconstituiți adunările. N egal cu X plus Y. Ce frumos. Ăsta e frumos, domn profesor. Da? Da. Abia aștept. Da. N, numărul N mic, egal cu X plus Y. Deci, e nou. X egal cu 4 și Y egal cu 10. Știind că X este egal cu... Că x egal cu 2a7b. 2a7b, așa. Adică plus 7b. Nu, 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 așa cum a pus domn profesor. Adică y, un număr din 4 cifre. Y este egal cu 51c6. 51c6. Da. Și n este egal cu 8d94. 8d94. Adică să le punem una sub alta. Uite așa îl facem copii. 2A plus aici. E ușoară! 2A 7B. Pune așa cum face domnul profesor. 2A 7B plus numărul. E ușoară! 5, 1, C6. Și rezultatul este 8D 94. Domn profesor, stați da. Puțin, nu? Da, dar ce-o scris? Așa, da. Stați două secunde. Domn profesor, da. O să dau o chestie. Că a venit ceva în minte, nu pot? Păi bă, trebuie să fie la același, nu același. Nu știu, trebuie să găsim de acolo numerele. Ia să vedem. Rău frumos, domn profesor. Zim, Daria, cât să fie? B este 8. B este 8. De pentru ce? Că cât plus 6 se dea 4 și 6 plus 8. Deci 6 plus 1 nu va să facă. Nu. Deci eu mă gândesc la 6 plus 4. 6 plus 4, 10. 6 plus 8, 14. 4 deci B-ul trebuie să fie obligatoriu. B egal cu 8. Da. Bun. Deci dacă B egal cu 8. Și noi acolo deja avem 1, deci avem 8. Deci C egal cu 1. Lucrează în casă, urmească și el. Da? Haide. Da, ce-o era cu 1? E bine ce 1? Da. Ce 1, da. Ce 1, da. Da, era, trebuie să ne deie au 8. B-ul de jos trebuie să ne deie 8. Dar nu-i B, e D. Ale D. D. Dacă nu mi-am arată nicăieri A. Păi da. Uitați-vă în față. Uitați-vă acum în față, că dacă obținem 8. Trebuie să fie 7. Sunt de aici ceva, vezi, nu știu. 9. 9, au 9, nu? Nu. Îți place 9? Gata, am rezolvat, mi-a dat bine. Că 9 și 1 fac 10, da? Da, 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 0 și 1. Da, da. Da, da. Deci au egal cu 9. Și atât, da. D-ul egal cu 0. Și D-ul egal cu 0, sigur că da. Și iată, reconstituirea a fost făcută. Da. Mai am. Da. Da, astea sunt ușoare. Dar ții câte dat are? Mie așa mi-a dat. B, 8, C, 1, A, 9 și D, 0. 0. Bravo. Da. Și E mi-e egal cu X plus Y, știind că X este egal cu 1A5B. Stai puțin. 1A5B. Y, 4, 1, 5, 7. Mamă, 1, C, 7. C, 7. Și E nu. 6, D, 8, 6. Gidne, parcă ar fi cu căsuțe. Da. 6, D, 8, 6. 6 de 8, 6. Da, da, ar fi cu căsuțe, puteți spune? Da, 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 căsuțe. Exact, aceeași lucru. 6.
Și se zice. Da, B-ul o să fie 9. B-ul e 9. C-ul va fi 2. C-ul e egal cu 2. A-ul, deci A-ul. Acum A-ul o să fie mai ciudat. A-ul va fi 9. Da. A-ul este 9. Trebuie să stea 6 acolo și avem 4 plus 1, 5. Da, și B-ul 6. Va fi 0. A-ul e egal cu 9, zice David. Și D-ul e 0. La A erau mai multe variante. Ia să vedem dacă mai multe. Se putea da, să 8? Fie... Se... Nu, nu mai era variante, da, așa. Nu mai era. Hai, gândeam eu la altă chestie. Da, zici, mai asta. Da. Deci, a. Atât. Mama, dar nu era altă problemă. Da, da, nu era altă problemă, da. Fie 5 numere naturale. Stai. Ce frumoasă e și asta. Bravo. Ce-mi scrie mai frumos. Dacă le ordonăm crescător, observăm că fiecare este mai mare decât precedentul cu același număr. Aleacă mai încet. Deci cum adică? Hai, deci fie 5 numere naturale. Așa. Dacă le ordonăm crescător. A1 sau X, Y, Z, T sau cum vreți voi. Hai, zice. A, B, C, A, C, B, C, C, D, E. Da? Și așa, bun. Dacă aveți... le ordonăm crescător, observăm că fiecare este mai mare decât precedentul cu același număr. Iar al treilea este 7. Deci, al treilea e 7. Și e 7. Deci, ce... da? Deci dacă zicem A mai mic decât B, mai mic decât C, ce? Mai mic decât D, mai mic decât E. Deci dacă le ordonăm crescător, observăm că fiecare este mai mare decât precedentul cu același număr. 2. Nu, același număr nu știm noi cât. 0. Da, cu același număr. Ei, nu, că e mai mare. Iar al treilea este 7, nu? Da, iar al treilea este 7. Aflați suma celor 5 numere, determinați numerele, câte soluții sunt. Frumos. Păi, ăla din minul care trebuie să fie 1. Adică? Păi din mijloc e 7. E 7, mă. Nu vorbeam de numere. Păi numărul care ar putea să fie... Eu aș probabil... Cu 1, de exemplu, dacă ar fi mai mare. Da, cu 1, asta nu... B-ul cât ar fi atunci? Yes. B-ul ar fi 6. Corect, și D-ul 8. Și D-ul... Și au, au? Și au? Au... Stai. Păi dacă ai zis B-ul 6, au? B-ul 6, au va fi 5. 5, corect. Deci am avea o variantă. A egal cu 5. B egal cu 6. Da, 5 C egal 6, cu 6. Dar 6 plus 7 nu dă... 6 plus 5 nu dă 7. Dar nu trebuie suma lor. N-a zis. Da, mama mai citește pe o dată problema. Și de la fi. Dar ce-a zis domn profesor? Mai citește pe o dată problema. Deci, fie 5 numere naturale, dacă le ordonăm crescător, observăm că fiecare este mai mare decât precedentul cu același număr. Adică cu același număr, adică cu cel din față. Nu, cu același număr. Distanța dintre ele e aceeași. Adică e cu, dacă e cu 1, toate sunt cu 1. Adică D-ul va fi 8. Distanța între ele e 1 peste tot. D-ul va fi 8 și E-ul va fi 9. Nu, corect. Și dacă al treilea e 7, aflați voi numerele, aflați suma și câte soluții sunt. Deci tu la ce te gândi? Că e suma celor din față? Nu. Nu, 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 nu. La distanță de 1, la distanță de 2, la distanță de 3. El sunt crescător cu același număr. Da? Cu aceeași distanță. Da? Cu aceeași. Da, atunci, atunci D-ul va fi 8. D-ul va fi 8. E-ul va fi 9. Asta ar fi o variantă. Alta. Tot C-ul. C-ul tot 7. C-ul 7. 9, da. Dar dacă ai înțeles cum trebuie? Da. La distanță de 1, la distanță de 2, când trebuie și câte soluții sunt? Da, acum merge cu varianta că la distanță de 2. Distanță de 2 nu se poate. Distanță de 2 nu se poate. Ia să vedem. 7 scris 2, B-ul va fi egal cu 5. Și mai dăm înapoi încă 2, va face 3. Domn profesor, 1, 3, 5, 7, 9. Nu. 7 trebuie să fie totdeauna la mijloc. C-ul 3, 7 indiferent? Nu, nu-l poți modifica pe mijloc. Da, 1. Nu. Da. Păi, dacă ai 3, 5, 7, D-ul egal cu 9 și eu egal cu 11. Deci 3, 5, 7, 9, 11. Bla, bla, bla.
Da? Mai avem o altă variantă, ia să vedem la distanță de câte unități. De cu unul puteți mai face, mă dau. Nu, de unul, am făcut o mă, tot de zi. Nu. La distanță de 2, la distanță de 3. Ia să vedem la distanță de 3 se poate. Dacă pun cu 0, e 0, 3. C e egal 6. Cu 7. B-ul e egal cu, dă-l 3 înapoi și vine 4. Și A-ul va fi egal cu 1. Am varianta asta. Ai varianta? Pe 1, 4, 7. Iar D-ul egal cu cât ar veni? 6 și cu 3, 10. Și eu egal cu 11, 10 și cu, și cu 3, 13. Da, iată că și asta variantă merge. Da? Deci 5, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 4, 7, 10, 13. Da? Au venit cei de-a șapta. Hai să vedem sinteza. Sinteza, da. Sinteza ori. Sinteza. Ia să vedem ce am lucrat. Am lucrat așa. Ordinea efectuării operațiilor și parantezelor. Deci 1. Ordinea. Efectuării. Utiliare și scripturizare. Operațiilor și parantezelor. Operațiilor. Teorema împărțirii cu rest. Și parantezelor. Teorema împărțirii cu rest. 2. Teorema împărțirii. Împărțirii cu rest. Împărțirii cu rest. Așa. Ăstea, în genul ăsta, domn profesor... A teorema împărțirii cu rest și eu. Am făcut asta cu, dacă un număr se la împărțire de numere naturale, se știe că de împărțit e 153 și restul este. Așa. Aici am aplicat de împărțit egal cu împărțitorul restul plus restul. Condiția și... era câtul să fie, nu, cum era, câtul mai, stat așa că vă zic, câtul este mai mare decât împărțitorul. Se dă D-ul, am făcut aici da, D-ul și R. D-ul și R. Da. Aflați I și C, da? Da, dar condiția era câtul mai mare decât împărțitorul. Da, aici se dau diversele. Bun. Dar ideea este că plecăm la York. Ce? Da. Dumnezeu, restul, da? Bun. Și dar ce am făcut dintre astea? Domnul aflați domnul. Aici, vreau să insist, aici am și făcut ce chestii am făcut noi aici? Descompunere. Am compus probleme. Am compus. Am învățat să descompună numerele. Scus. Probleme. Și am făcut, practic, 3. Divizibilitate. Da. Divizibilitate. Criterii. Criterii. De. Divizibilitate. Da? Divizibilitate. Criterii de divizibilitate. Da. După aceea am făcut din unul dintre astea, domn profesor. Câte numere naturale mai mici decât 100 putem pune în locul Y pentru a obține? Așa. Cum, ce sunt astea? 4. 5. 4. Numărul de numere aflate într-un interval care sunt pare impare la o distanță de 3 unități, da? Deci numărul de numere, numărul de numere ce se află într-un interval între două numere. Da, într-un interval cu rație dată. Da, adică la distanță de două unități, trei, trei și așa mai departe. Și problema asta a fost asta cu ABCD, numere consecutive, variante, cunoscând unul din ele, practic, care rămâne pilon. Exact. De, da? Da. Și atunci, în ordine de crescătoare, putem formula și ordine de crescătoare, dar cam astea au fost problemele aici. Rămân, da? Da. Hai, faceți finalul fără, dacă nu vreți să fiți oameni. Da. Yeah. Nu uitați să dați like și share. Da. Și rugăm din suflet să facă chestia asta, că ne poate ajuta foarte mult.
La revedere! Să rămân!